La Muzeul de Artă din Cernăuț s-a desfășurat o seară de omagiere a vestitului pictor Epaminon Dăbucevski, cunoscut prin tablourile, portretele și freșele sale nu numai în Bucovina și în România, ci în mai multe țări din Europa. De la nașterea lui s-au împlinit 170 de ani. S-a născut Epaminon Dăbucevski în anul 1843 în localitatea Iacobeni, din apropierea orașului Vatra Dornei, astăzi în județul Suceava, în familia preotului Dimitrie Bucevski. De la vârsta de 5 ani crește în satul Ilișești, al lui Simeon Florea Marian, vecin cu stupca lui Ciprian Porumbescu. O adevărată capodoperă a vechiului Cernăuț este fosta reședință a mitropoliților bucovineni, construită după proiectul ilustrului arhitect ceh Iosif Glavka. În prezent, toți sunt încântați de frumusețea acestui monument de arhitectură, monument inclus în lista patrimoniului UNESCO, însă puțin știu că la pictarea interiorului și-a adus aportul talentatul pictor bucovinean Epaminon Dăbucevski. În perioada sovietică, numele lui era interzis. Numai în ultimii ani, numele lui a fost scos din anonimat și au apărut studii valoroase și cu prilejul acestui jubileu merită să ne amintim de el și să povestim despre el tinerilor. În decursul vieții sale, Epaminon Dăbucevski a reușit să facă foarte multe. A pictat interiorul reședinței mitropoliților bucovineni, iar pentru Sala Roșie a pictat, în mărimea naturală, portretele a 6 împărați austrieci, iar împreună cu Eugen Maximovici a creat fresca Ocrotitorul Artelor, deasupra ușii. A desenat multe portrete ale sfinților. În stil neorenascensist, a pictat mai multe iconostase. A organizat la Cernăuț o școală de pictură pentru fete, precum și Muzeul Artei Sacrale. Este autor de icoane și de tablouri cu subiecte din viață. Bucevski are o portretistică deosebită. El a pictat portretul lui Ștefan cel Mare în mărime naturală, care în prezent se păstrează la Eparhia Roman din Moldova. Anume, acest portret a servit drept model pentru alți pictori care au pictat chipul lui Ștefan cel Mare.